Bun găsit, dragi brașoveni! Sunt Cătălin Chindea, ne revedem la o nouă emisiune Atlas Sportiva. Am început marele circ, fotbalul, suntem deja prin etapa a cincea, a șasea, pe la, a patra, pardon, a patra, a cincea, pe la Liga a patra și avem echipe noi în peisaj. Da? Nu sunt echipe mutate ca la Liga a treia dintr-o serie de 5-6 brașovene mutate într-o serie cu echipe din Alba Iulia, din Blaj, de nu știu unde să facă deplasări cu zilele, da? Nu știu care a fost rațiunea care a stat la baza acestei decizii ca să o pui pe Codlea în echipe cu Alba Iulia și Blaj, când avem o serie din care i-am scos pe Sepsi ca să băgăm de la Ploiești. Da, contează mai puțin. Cei de la federație trebuie să gândească. Eu doar semnalez că pentru o echipă nou promovată din Liga a patra să o mai pui la un buget stabilit până în iarnă, la nivel de Liga a patra să o pui la deplasări de astea lungi, unde mai pui că mai e și al patrulea oficial din vară, din acest campionat 2024-2025 la Liga 3, avem încă un arbitru ca să fie niște costuri în plus. Da, gata cu povestea asta cu Liga 3-a, revenim la Liga 4-a, în studio îl avem pe Marian Constantinescu, bine ai venit la noi, Marian. Bună ziua, bine v-am găsit. Ne-ai regăsit, înțeleg că începi o nouă aventură de antrenor la clubul Corona Brașov, dar să-i zici în toată titulatura, CSM, ca să, da. Să nu fie, e un club total distinct de ce a fost Corona înainte, e un club nou înființat, vi s-a dat voie să intrați direct în Liga 4, n-ați trecut prin Liga 5. Spune-ne ce înseamnă acest club și ce provocare e pentru tine. Da, în primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Am acceptat propunerea celor de la CSM Corona a mă duce antrenor principal. S-a înființat o secție de fotbal, deoarece Clubul Sportiv Corona este un club având foarte multe secții, lipsea secția de fotbal și atunci am acceptat această provocare în care pot să spun că mă regăsesc în familia celor de la CSM Corona, deoarece am mai trecut pe acolo, am fost chiar și jucător și antrenor la grupa de Under 19. Probabil lumea s-a gândit la mine deoarece pe unde am fost mi-am făcut treaba, zic eu, destul de bine. Tu ai fost jucător la FC Brașov? Ai prins și meciuri cu Corona? Am prins meciuri cu CSM Corona. Din postură de adversar eram la Ceahlău Piatra Neamț. 2012-2013. Când aveam echipe în ligi, nu? Da. Acum în ligile inferioare, că pot să zic ligă inferioară la Liga 4-a, dar uitându-ne la vitrina clubului Corona, unde anul ăsta se regăsesc niște trofee grele pentru orice club din țară, apreciem eu. Ca să nu zic că noi brașovenii, că nu vreau să mă erijez în a fi vocea miilor de oameni care au umplut parcul Tractorul să vadă echipa de hockey, cum se bate pentru 3 trofee, da? Sau echipa de volei la masculin, care e în Liga Campionilor acum și a trecut de primul tur și care la debut a luat un titlu național, adică niște rezultate. Și acum mă duc la... acum pe părticica voastră, ați pornit cu un handicap. Adică v-ați înființat ad hoc și v-ați și aruncat în foc. Da. Ați avut un singur câștig, că s-a amânat începerea campionatului cu o săptămână. Da, corect. S-au demarat acțiunile pentru înființarea secției de fotbal destul de târziu, dar ușor-ușor am reușit să ne adunăm, să aducem jucători, să facem
un nucleu de jucători care au mai activat la Liga 4-a, foști elevi de-ai mei, pot să spun așa, vreo 2-3 elevi care am avut și atunci ușor-ușor ne-a prins campionatul, să spun așa, pregătiți. Eu sunt surprins. Toată lumea se plânge că nu sunt jucători. Toată lumea plânge că joacă cu andarii, că are 5 andări în teren, că are 6 andări, că are 4, că are 3 jucători de 40 de ani în echipă, vorbesc la Liga 4. Și cu toate astea, voi ați găsit jucători care să vină spre acest proiect. Adică s-au dus undeva legați la ochi. Nu știe nimeni ce o să fie în retur sau ce o să fie anul viitor la echipa asta, dar totuși au venit. Da. Au venit alături de antrenor sau care? Că bănuiesc că nu le-ai promis că îi duci în cantonament în Antalya în iarnă. Probabil mulți dintre ei au venit și antrenorului, datorită faptului că pe unde am fost am lăsat ceva în urmă și atunci au ales să lucreze cu mine. Nu le-am promis mare acusarea că nu sunt genul de om în care să promit și să nu mă țin de cuvânt. Pur și simplu au venit la un club de tradiție și la un club care, spun eu, că și la celelalte secții ale clubului nu lipsește nimic, sunt condiții foarte bune și atunci au ales să vină în acest proiect alături de mine. Le mulțumesc. Și împreună spun eu că vom face o figură frumoasă în Liga 4-a, nu avem un obiectiv, nu vrem să supărăm pe nimeni, nu vrem să deranjăm, pur și simplu să jucăm un fotbal, să jucăm un fotbal frumos și de la an la an poate reușim să creștem. Câți jucători sub 20 de ani ai în lot? Da. Sunt, cred că 8-9 jucători îi am sub 20 de ani. Avem și lotul? Este un lot de 22 de jucători. Mulțumitor. Da. Deci sunt, dacă sunt ți se rup 4 într-un meci, ce pui pe foaie în următorul? Avem. Dacă sunt 22, dacă suntem 22, am făcut un lot numeric valoros ca să avem 2 jucători pe post. Spun eu că ușor, ușor lucrurile se vor așeza în bine la CSM Corona. Acum am văzut că ești accidentat. Ți-ai vizat și carnetul de jucător? Nu, momentan mai facem o glumă, nu l-am vizat. Am suferit o operație în urmă cu 2 luni jumate de... Mi-am rupt tendonul lui Ahile la un tenis de picior. Am crezut că la fotbal la sală. Nu, la un tenis de picior. Cam de regulă pe sintetic se întâmplă chestia asta. Acum sunt într-un program de recuperare. De această cale îi mulțumesc și doctorului Răuția Răzvan, care a avut grijă de mine și are grijă în continuare. Și spun eu că în 2-3 luni sunt apt de joc dacă o să fie nevoie. Dar nu mai este cazul. Este timpul meu ca... Vremea mea ca jucător profesionist a trecut. Acum am plecat pe alte cărări și trebuie să-mi duc drumul pe care am pornit de antrenor mai departe. Câți ani ai tu acum? 43. Ei, Ronaldo are 40, deci Pepe 42. Deci ai fi putut să stai măcar ca pârvu până la 53, nu? Într-adevăr. Nivelul, e o glumă, da. Nivelul ligii a 4-a sau chiar și nivelul ligii a 3-a este într-adevăr unul modest, fără să zic lucruri sau vorbe prea mari, dar e foarte modest. Păi este foarte modest pentru că echipele au fost invitate în locul celor care s-au desființat, da? Au fost invitate ca să avem un număr rotund de 100 de echipe în Liga 3. Da. Nu a stat nimeni să se întrebe, ăștia reușesc, e fotbalul de acest nivel. Majoritatea o să joace cu andării, cu echipele, cu jumate din echipă de la juniori. Asta e un lucru bun, că crește tineretul. Au meciuri în picioare până fac pasul spre marea performanță. A zis un lucru bun, dar tineretul e forțat să ajungă acolo.
Tineretul nu ajunge pe valoare acolo. Da, ard o etapă. Erau republicanii, tineret, echipa mare. Cam așa era pe Liga întâi pe vremuri. Acum îl iei de la republicani și îl bagi la echipa mare. Deci nu atunci apucă... unde crește în valoare? Luăm numai vârfurile, că așa e la noi. Scutim niște bani ca să ajungă, dacă tot are valoare, se vede, nu? Asta este, cum să zic eu, ideologia la federație. Să avem cât mai multe echipe, că doar ori apărea de acolo niște Messi și Ronaldo. Că numai de atacanți ne pasă. La capitolul apărători suntem varză. Este un pic discutabilă treaba, doar că neavând atâtea, așa de multe resurse, ar trebui făcute mai puține serii la Liga 3 și atunci cu siguranță nivelul ar crește. Așa, multe echipe, mulți jucători și un pic de mediocritate. Da. Mă uit pe clasament și văd la etapa a cincea peste 120 de goluri marcate. La toate echipele, că văd la goluri marcate pe clasamentul AJFP-ului. Deci exact ceea ce spuneam, se caută atacanți, apărarea rămâne la capitolul necunoscute. Nivelul Ligii a 4, cum am spus și acum 10-15 minute, este unul modest. Și ceea ce spuneți dumneavoastră acum reiese că am dreptate. Da. Scoruri de 15-0, 10-0, astea 17. Sunt scoruri de Maidan. Mi-aș lua cuvântul. Așa. De Maidan, în care, într-adevăr, lumea sau percepe Liga a 4-a de amatorism. Deci nici la mini-fotbal nu sunt scoruri de-astea care s-au petrecut prin Liga a 4-a. Dar există și o explicație. Mi-a dat-o cineva, un om mult mai priceput decât mine, care a antrenat și prin golf și în alte părți, nu aș vrea să-i dau numele, ca să nu trezesc animozități. Nu mai e un an electoral. După bătălia din 2023-2024, când echipele susținute de primării trebuiau să convingă să arate, anul acesta, 2024-2025, nu mai are niciun aport electoral. Nu se mai zbate nimeni. Foarte multe echipe au plecat, de la foarte multe echipe au plecat jucători buni, s-au dus în altă parte, s-au lăsat de fotbal și așa se explică de ce avem așa de mult tineret pe terenurile de fotbal la diferite echipe și din județ și de peste tot. Pentru că nu mai este nicio miză. Asta este adevărul. Campionatul adevărat o să fie în 2028, 2027-2028, când vor fi din nou alegeri și atunci se va băga material, echipele vor arăta adevărata lor față, vor încerca fiecare primar pe echipa lui să demonstreze. Asta este punctul meu de vedere, susținut de un specialist. Da, dar tot ceea ce spuneți e dureros. Și atunci... Nu pot să am rezultate și nu pot să vreau să dau randament decât din 4 în 4 ani. Da. Este punctul dumneavoastră. Este o problemă, așa, o chestiune. Bun. De unde ți-au venit jucătorii? Că asta era marea mea dilemă. Ei convins să vină lângă tine în acest proiect. Dar de unde au venit la Corona Brașov? Au venit din toate colțurile Brașovului. Da, pentru că cineva îmi spunea tot la fel răutăcios. Păi da, la echipele noi înființate vin ăia care nu prind loturile pe la ei pe acolo și ca să joace ajung la echipă de-astea. Da, e ușor să-ți dai cu părerea. De pe margine, știi? De pe margine, să chibițăm ca... la o cafea sau la o bere cu prietenii, vin tot felul de idei și la de... La semințe în tribune. La semințe în tribune îți dai cu părerea. Au venit copii care am adus și de la Sepsi, un portar
Am adus jucători care au terminat junioratul la vechiul FC Brașov. Adică grupa ta celebră care ați rămas și să nu vă antrenați nici nimic. Da, terminaseră. V-au închis accesul pe stadion când a fost show. Am adus și de acolo doi copii. Am adus copii și de la Codlea, de la CSM Brașovia, CSS Brașovia. Am adus copii, sau că deja nu-i mai numim copii, că sunt adulți. Cine a dorit să vină și să facă parte din acest proiect a fost binevenit. Da, că văd aici, într-un campionat, ați strâns deja 6 puncte. 6 puncte, dar strânse cu greu. Nu sunt 6 puncte, sunt 4 puncte. Scuze. Da, nu e problemă. Da. Avem o victorie și un egal. Sunt 4 meciuri, scuze. Da, da. Așa. Suntem la început. Eu acum am reușit reușesc încet încet să-i cunosc pe fiecare în parte. Cum am spus și ulterior, s-a dat drumul la acest proiect un pic târziu. Am reușit să ne adunăm și să ne cunoaștem atât ei pe mine cât și eu pe ei, să reușim să ne înțelegem punctul de vedere al fiecăruia, ei să mă înțeleagă pe mine ce îmi doresc de la ei, iar ei trebuie să înțeleagă că antrenorul este acolo pentru a-i disciplina, pentru a-i corecta și pentru a fi un mentor pentru ei ca sâmbătă, când dau meci, să le fie mult mai ușor. Da, sâmbătă la matineu, celebrele meciuri de la matineu. Pe vremuri, la Liga a doua se juca la matineu, acum se joacă și la Liga a patra. Dar nu asta era problema mea, ci faptul că acum, cum tu îți faci reglajele din mers, neavând o perioadă de pregătire centralizată, să poți să faci cum ai văzut tu la Ceahlău, la FC Brașov, la echipele din ligile superioare, crezi că mai ai nevoie de jucători? Ai mai avea de unde să mai aduci? Adică, direct, există în acest moment unul, doi jucători pe care îi vezi în altă parte, care îi vrea în lor la tine? Sunt, în momentul de față avem un nucleu de 22 de jucători. Ca de fiecare dată este o vorbă sita cerne și atunci ei au acum o șansă de a demonstra că pot să facă parte din acest colectiv. În iarnă se poate trage o linie, pot veni alți jucători, pot pleca alți jucători la anul. La fel, cumva ei trebuie să înțeleagă că venind la acest fenomen trebuie să te dăruiești în totalitate, nu merge cu jumătate de măsură. Și sunt jucători care i-am în vedere, sunt jucători care își doresc să vină către CSM Corona, să lucreze cu mine, dar mă repet, cum lucrurile au fost făcute pe repede înainte, a fost greu să gestionăm un pic situația și atunci am luat cam ce am avut la îndemână. Deci, raportat la asta pe repede înainte, e un paradox. La voi lucrurile au mers bine, ați reușit, v-ați făcut dosarul, v-ați înscris, v-au acceptat, v-au primit și direct, iar tot la acest nivel de club din subordinea primăriei, datorită dosarului de licențiere, FC Brașov n-a fost primit în Liga a doua. Deci este un paradox că, uite că la unii sunt mai norocoși sau cum te consideri tu? Nu, că ai venit la un proiect la care oamenii chiar încep să-și dea silința și să-ți dea tot ce trebuie. Da, mă repet, s-a înființat secția de fotbal la CSM Corena, din punctul meu de vedere, o secție care nu trebuia desființată. N-ai cum să ai așa un club mare cu toate secțiile și să-ți lipsească secția cea mai importantă, fotbal, cel mai iubit sport al României, spun eu.
Da. Și am uitat ce era de fapt printre cele mai importante. Unde vă pot vedea brașovenii? Pe terenul? De la? Da, într-adevăr. Baza voastră de operațiuni este la? La Metrom, la stadionul Metrom. Acolo avem, acolo ne disputăm sâmbătă meciurile oficiale. Și unde vă pregătiți? Tot la Metrom. Tot pe același teren? Pe același teren. No, ei, voi sunteți mai tare decât o echipă de Liga 1. Nici ea n-au voi pe același gazon. Da, acum să sperăm că... norocoși. Sperăm că ușor, ușor să putem să intrăm și pe stadionul Tineretului, deoarece ne dorim lucrul acesta, să evoluăm și pe acel stadion. Vă doriți sau îți dorești mai mult... Tu personal, pentru că ai amintiri legate de stadion. Da, și pur și oricine, simplu... Oricine a jucat acolo pe el și a fost în acele vestiare, ba la mansardă, ba jos, la echipa mare, pe peste tot, de fiecare dată când trece pe acolo, are așa o nostalgie, vede fiecare treaptă pe care a făcut antrenamente, pe fiecare zonă, în fiecare plasă, ce minge acolo, s-a spart acolo. Sau... Acolo am copilărit, în acel cartier am copilărit și atunci de fiecare dată când trec prin acea zonă am numai amintiri plăcute și atunci îmi doresc ca să aduc pe CSM Corona să joace pe stadionul Tineretului și să pot să îmi revăd un pic așa anumite nostalgii. Dacă nu s-au schimbat vestiarele, tot acelea sunt de 20 de ani. Să sperăm că se va face și un stadion frumos acolo, sunt proiecte în derulare. Da, dar nu ține de noi, nu ține de dorința noastră, de factorii locali. Este vorba de proiectul acelei companii naționale de investiții cu Federația Română. Sunt niște acțiuni mai ample. Dovadă, uite, Feldioara, un stadion, o bază de asta de tip 2, de rural, iar Feldioara, tu știi, pare echipă? Păi nu are nicio echipă. Este un teren și o bază la toate standardele, se poate juca, cred că până la nivel de Liga 2 pe el. E un sintetic foarte bun, cu nocturnă, cu vestiare, cu toate compartimentele făcute exact așa cum se cere la federație, deci orice echipă ar juca acolo, ar avea asta, acreditarea terenului fără probleme și a bazei să-și desfășoare activitatea. Dar Feldioara nu are echipă de fotbal. Păcat, adică o luăm, ne uităm pe partea cealaltă. Am pus Sania, acum pe timp de vară am scos calul cu Sania, nu cu căruța, cam așa. Să sperăm că atunci, dacă este un lucru bine gândit un pic, dacă o luăm gradual. Important prima dată să-ți faci bază sportivă și abia după aia să-ți faci echipă. Dacă îți faci echipă, n-ai bază. Vrei sau facem o paralelă un pic, îmi cumpăr mașină și după aia dau de permis. Atunci probabil oamenii s-au gândit primul lucru la infrastructură și poate ulterior își vor face și echipă de fotbal. Da, ar fi plăcut să vedem la lucru terenul respectiv. Da, am înțeles și eu, am cunoștință de acea bază și am înțeles că... Deci eu am fost personal acolo la inaugurare, am văzut gazonul, este ca la Pro Arena, ca să nu zic altceva. Da, nu. Deci este masă de biliard, este tot ce poți să-ți dorești. Mai ales dacă e vară și nu așa cald, că niște accidentoare poți să tragi un pui de somn. Moderne și da, cu sală de așteptare și cu tot ce... O bază sportivă care să sperăm că va fi și utilizată. Da. Stere tot la fel la Zărnești. E aproape de finalizare, numai că i-au mai cerut încă un teren, deci sunt niște discuții. Așa că, în general, foștii fotbaliști își... își imprimă personalitatea și la capitolul ăsta de a-și alege stadioanele pe care să joace. Deci dorința voastră ar fi să vă antrenați pe Metrom și să jucați meciurile oficiale pe Tineretului? Da, 100%, asta eu pentru asta că doresc. Eu îmi pun întrebarea, cât rezistă Metromul să vă și antrenați, să și jucați? Păi înseamnă că atunci, dacă dumneavoastră ați observat lucrul acesta,
Acum poate și înțelegeți de ce îmi doresc să mă antrenez pe o bază sportivă și să disput meciurile oficiale pe o altă bază sportivă. Este ceva normal, mai ales că o bază sportivă ca Metrom în momentul de față este foarte, foarte utilizată. Sunt multe echipe ale Brașovului de juniori care folosesc acea bază și atunci este greu să... Mai ales cu vremea de afară, cu ploile de toamnă, poți să ajungi să joci într-o mocirlă. Da, să sperăm oficial că se va da drumul și la stadionul Carpați, în care este un sintetic și atunci... La fel, același tip de sintetic ca la Feldioara. Un sintetic da, așteptăm de să se dea drumul, deoarece cu siguranță va veni în ajutorul multor echipe de juniori să poată să utilizeze acea bază sportivă. Da, păi asta e problema la noi cu bazele. Singura bază bună e la Tărungeni, sinteticul, unde poți să faci meciurile de pregătire. Acum, dacă ar fi și Carpațiu, tot la fel sintetic, e mult mai ușor de întreținut sinteticul pe timp de iarnă decât gazonul natural. Asta o știm din experiențele făcute la București cu Național Arena și cu asta la altă, Ghencea, unde am văzut pe ce condiții va trebui să joace Naționala. Deci, la capitolul gazon, nu suntem pricepuți în România. Luăm exemplu colegilor noștri de la Sepsi și ne uităm că au un gazon, din ce știu eu, mixt. Da. Dar ideea stadionului de la Sepsi vine după ani de zile de experiență a celor din Ungaria, unde și FN, echipele din capitală și de pe lângă au tot același tip de gazon. Și acum fac eu o altă întrebare. România nu are o experiență atât de mare încât să-și facă un stadion sau un gazon impecabil? Nu, nu e de experiență. E vorba de a fi receptiv la ultimele noutăți în materie de gazon, de tot. Pentru că eu mă uit la fotbalul spaniol și văd orice echipă din Liga 1 spaniolă, la Liga, așa? Nu văd nimic de reproșat la gazon. Indiferent că joacă în insule, indiferent că joacă în Barcelona sau la Real Madrid. La Madrid, scuze că-s două. Au jucat aseară Sepsi cu Steaua, nu? Și a fost ploaie torențială o zi întreagă. Și gazonul era impecabil. Asta înseamnă o investiție cu cap. Dar, alături de această investiție, dacă tot e să vorbim de Sepsi, baza de lângă a Academiei cumulează niște terenuri pe lângă. Da. Aici tineretului avea zgura din spate, cu bune curele. Deci nu omorau, măcar la încălzire, tineretul sau alții nu omorau terenul mare, cum ziceam noi, terenul mare, așa, terenul mare. Acum, eu nu știu niciun alt teren care să fie terenul stadionului și în lateral să fie... Am înțeles că se demarează, sunt anumite discuții în care se dorește... reamenajarea bazei CSS Brașovia, se facă acolo un stadion, să se facă mai multe terenuri de fotbal și să fie o bază sportivă modernă. Păi da, la Brașovia, în tinerețea mea, și am fost contemporan cu Adi Dragănoiu, după vremuri... Acolo am crescut și eu. Așa. Era terenul Republicanilor, cel mai bun gazon. Erau încă două, era zgura în capăt de tot pentru băia de județ 1 care vreau să joace. Erau patru terenuri mari și late, în afară de Valea de Basket, care erau între zgură și astea. Deci acolo e loc berechet. Acolo este locul perfect pentru a se face o infrastructură foarte bună. Doar un pic de răbdare și oamenii care vor să se angreneze în acel proiect să-l ducă la bun sfârșit. Da, păi, ca să poți duce ceva la bun sfârșit, trebuie să începi. Iar la noi, Carpațiu a început de 4 ani și uite că trebuia să fie gata de 2 ani și încă suntem cu el într-un stadiu nu prea mulțumitor,
într-un stadiu în care în Carpațiu a avut piste de atletism, acum fiind și liceu cu specific sportiv la doi pași de el și trebuie să fie și folosința lor, nu știm care e situația cu câte culoare va avea și cum va putea fi folosit. Deci sunt multe, multe, multe dileme legate de stadioanele din Brașov. Și atunci rămânem cu trei mari și late, nu? Metrom, ICIM și Tineretul. Da. În condițiile în care la Liga 3 avem Chițu, avem Sereu. Da. Iar pe partea cealaltă, la Liga 4, sunteți și voi acum, pe lângă cei care erau. Suferim la capitolul infrastructură. Da. Exact cum am spus mai devreme, Feldioara și-a făcut stadion legat o infrastructură bună și probabil ulterior vor să își facă și echipă de Liga 4, de copii și juniori, iar ce ați amintit dumneavoastră mai devreme, se pare că aceste echipe nu prea au propria bază. Păi, nu merg pe degete echipele care au propria bază în Liga 3, doar emite în Liga 4. Asta, din păcate, noi nu putem face nimic, tu trebuie să te ocupi de antrenat, eu trebuie să semnalez aspectele bune și altele mai puțin bune, pe cele rele prefer să le semnalez doar atunci când e absolut necesar. Așa că vorbind de aceste aspecte, mi-ai spus că voi nu aveți niciun obiectiv. Da, eu când am ajuns, am avut discuții cu cei din conducerea clubului, nu mi s-a trasat niciun obiectiv, este doar pur și simplu un obiectiv personal în a reuși să mă clasez cât mai sus în clasament, să am o prestație bună și, cum ar se zice, să-mi fac și mâna de antrenor, deoarece sunt la început și atunci e foarte important și pentru mine că mi s-a dat această oportunitate. Dacă rezultatele vor veni în iarnă, se poate schimba obiectivul? Adică puteți să sperați la mai mult? Adică să vă fixați? Eu sunt un tip de caracter și de om care nu mă dau în spate de la nimic și atunci dacă vom fi acolo sus în clasament, lucrurile se pot schimba, dar, mă repet, până să ajungem acolo mai avem mult de muncă. Da, eu ce pot să spun decât că te aștept la finalul turului și sper ca la finalul turului să poți să-mi spui că ați luat o opțiune pentru mult mai multe realizări decât acest moment să vă plasați pe locurile fruntașe. Mulțumesc frumos! Da. Mulțumim invitatului pentru prezență. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați uitat la noi. În continuare, multă sănătate și faceți sport!